Probleme mari de trafic în acest weekend din cauza fluxului mare de turiști care au ajuns cu mașinile pe litoral. Primul care a cedat a fost sistemul electronic de achiziționare a rovinetelor. Timp de 12 ore, CNADNR a anunțat că șoferii pot circula fără documentul de drum în lipsa posibilității de achiziționare a tichetului. Următorul impediment al turiștilor a fost podul de la Gigea, acolo unde temporar s-a circulat pe o singură bandă pe sens, până ce autoritățile și-au dat seama că este necesară deschiderea unei benzi de circulație suplimentare din cauza traficului intens. Timp de mai multe ore însă, răbdarea șoferilor a fost pusă la grea încercare, viteza de deplasare fiind foarte redusă. Unii dintre turiști au ales să plece luni spre casă, iar sensurile giratorii le-au dat din nou mari bătăi de cap. Numărul mare de autoturisme a produs ambuteiaje, ceea ce a însemnat din nou timp pierdut. Și de parcă nu era de ajuns, problemele de circulație au continuat și în municipiul Constanța, acolo unde un autoturism a fost parcat pur și simplu în mijlocul bulevardului Tomis. Ceilalți participanți la trafic au fost nevoiți să ocolească mașina abandonată de șoferul care nu era de găsit. Autoritățile locale nu mai pot ridica autoturismele parcate neregulamentar, iar poliția locală a găsit ca soluție împingerea autoturismului din mijlocul drumului. Câțiva agenți ajutați de mai mulți trecători au pus osul la treabă și au reușit în câteva minute să miște mașina câțiva metri, suficient pentru ca ceilalți șoferi să-și poată continua drumul. Persoana care a creat această situație riscă acum o amendă usturătoare.